Bine ați venit la Pick a Card. De fapt este să alegi un pachet. Și întrebarea este ce trebuie să știți acum. Deci, alegeți unul din pachete și vom începe pentru fiecare. Vor fi separate și în videoclip, deci puteți accesa exact pachetul pe care îl doriți. Și haideți să vedem despre ce este vorba în detaliu. Deci, primul pachet, Giromarchetti, ce trebuie să știi? Trebuie să știi că este vorba despre cineva. Intră cineva din copilărie sau poate aveți foarte multe amintiri, dar ceva se întâmplă. E posibil să apară cineva în viața voastră, în prezent, care nu ați văzut de mult timp. Posibil. Sau pentru unii dintre voi, poate chiar mergeți acasă. Ce trebuie să știi? Deci era imposibil. Asta e, atunci când vrea să ne spună un mesaj, pur și simplu ne spune mesajul respectiv. Foarte multă emoție, copilul din tine, deci mulți dintre voi cred că se gândesc acasă, cred că vor să meargă spre casă și poate chiar sunteți acolo. Amintiri cu cei din jur. 10 de bâte. Dacă sunteți acasă, unii dintre voi, 10-l ăsta de bâte îmi spune că viața e grea acolo și că aveți foarte multe responsabilități, dar trebuie să se termine ceva pentru că nu puteți să mergeți în cerc, în continuu. E un fel de, aici vă spun într-un fel sau altul, să se termine acel ciclu pe care îl faceți în continuu, în continuu, pentru că este foarte obositor. Vă aduce foarte mult stres. 3 de monede. Ar fi bine să vă organizați sau mai bine zis să organizați ceva în felul în care vă va ajuta. Am senzația că mulți dintre voi poate există o problemă de sănătate a părinților și vă sacrificați foarte mult. Și traiul acesta de monede îmi spune că de fapt ar trebui să colaborați cu altcineva pentru a face lucrurile să meargă. Vedeți? 6 de monede. Este ca un fel de plată karmică, dar în momentul în care voi plătiți pe altcineva, de fapt voi sunteți cei care nu numai că aveți grijă de părinți pentru că plătiți o karmă către părinți, dar și către persoana respectivă pe care o plătiți sau cu cine veți colabora. Deci pentru unii dintre voi asta este. Iar un alt mesaj aș spune că ați obosit enorm. 10 ăsta de bute și 9 de spade, vreți să schimbați ceva în viața voastră și 3-ul de monede este de fapt un proiect sau poate ceva la care vă gândiți și 6 de monede, sunteți persoana care ați dat în continuu, dar nu ați primit. Iar acum va trebui ca lucrurile să se schimbe pentru că e ceva aici care îmi spune că ați obosit și ați ajuns la limitele puterii. 4 de bâte. Wow! Călătorie în exterior sau pur și simplu aș spune că mulți dintre voi locuiți în exterior, dar pentru unii poate nu este chiar neapărat o scăpare în a fi în exterior, ci pur și simplu poate este un chin pentru că cineva altcineva este, dar eu vă sfătuiesc să vă vedeți de succesul vostru, de călătoria voastră, să încercați să luați toate aceste responsabilități. Iar pentru unii dintre voi munciți foarte mult în exterior.
Da, aveți senzația că nu știți cum să mai rezolvați lucrurile pentru că sunteți în stres. O, foarte frumos, avem regele de monede și asul de monede. Deci, sincer, nu vă mai duceți dintr-un ciclu în altul sau pur și simplu este ca și cum ați face o mișcare în cerc la lucrurile respective și se repetă, se repetă, se repetă, se repetă. Deci, opriți-vă, vedeți-vă de voi. Asta vreau să spun. Vedeți-vă de voi. Undeva se termină, există o limită. Și ceea ce văd aici este foarte multă suferință. Dai, 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 dai și nu te mai oprești din dat. Iar aici îți spune că ar trebui să-ți faci o familie, că ar trebui să te axezi pe cariera ta, deci sunt mult mai multe înțelesuri. Iar regele acesta de monede este cineva care într-adevăr a venit aici pentru tine. Și este persoana cu care ar trebui să fii și cu care asul acesta este un nou început, o bază foarte puternică, este rădăcina copacului. Iar dacă este în carieră, asta înseamnă că va trebui să îți revii financiar. Da, un nou început. Asta vă spune din start. Nouă de bute, foarte multe piedici. Au stat lucrurile pe care le vedem la suprafață, au stat ca obstacole în fața voastră pentru orice tip de nou început și pentru a fi împreună cu cineva. Voi, în momentul în care sunteți cu cineva, este ca și cum spargeți ceva. Regele de spade. Da, ce am spus? Spargeți efectiv ceva. În plus, munciți foarte mult. Foarte, foarte mult. Iar patrul acesta de cupe, nu aveți nicio satisfacție emoțională. Vreau să clarific diavolul. Regina de monede și 8 de monede. Poate unii dintre voi aveți o adicție aparte în educație de a învăța în continuu, în continuu, opriți-vă undeva. E posibil ca persoana de lângă voi să se fi plictisit pur și simplu sau pur și simplu persoana care intră în viața voastră dorește să vă dea atenție și voi să-i dați atenție. Chiar dacă nu vă spune absolut nimic. Iar aici la bază aveți asul de cupe. Deci, oameni buni, aveți 3 ași. Asul de cupe, asul de bute și asul de săbii. Și, toți patru și asul de... Deci este persoana vieții voastre. Opriți-vă din a face mișcări în cerc. 3 de spade, moartea și 3 de bute. Doamne! Aveți foarte multă putere, dar dați la o parte și mascați în continuu durerea care o aveți în suflet. Este ca și cum în fața reflectoarelor, în fața lumii, voi zâmbiți, dar de fapt în spate este dezamăgirea cu care trăiți. Haideți să vedem ce încearcă să ne spună patrul acesta de bâte. Luna, 10 de cupe. Oh, aici nu este chiar tocmai ceva bun, dar cred că voi fi onestă, cinstită, nu știu în ce măsură această etalare rezonează cu toată lumea, dar luna este o energie falsă, este a manipulării. Zecele de cupe și 7 de spade, sunteți manipulați de familie.
Chiar dacă voi știți acest lucru și chiar dacă ați venit pe această etalare și se întâmplă să fie această etalare, este bine să faceți ceva pentru a se termina. Foarte mulți vin la o etalare de tarot pentru a confirma de fapt ceea ce ei nu acționează și nu doresc să o facă. Este ca și cum își doresc să o audă de la mine sau vă doriți să mergeți undeva unde doriți o etalare, doriți o astrogramă, dar de fapt este acel ceva care voi trebuie să-l auziți, pe care voi deja îl știți și nu faceți absolut nimic ca să se termine. Iar Marea Preoteasă sunt lucruri pe care voi le veți afla și sunt lucruri care o să vă deranjeze, pentru că sunt ținute secrete. Iar șapte de spade, sincer, nu este o energie tocmai bună. Dacă eventual este energia voastră în a ține în secret că aveți planuri mari de a călători în exterior, că v-ați găsit un job în exterior și genul acesta de energie, da, mențineți acest ceva. Dacă eventual știți că deja beneficiile voastre sunt cerute non-stop pentru orice, deci pentru mine luna 7 de spade este de fapt o boală mentală sau o adicție prin care să fiți folosiți constant, pentru că aveți și diavolul. Da, e posibil acest diavol să țină de medicamente, dar vedeți voi, nu e vorba de medicamente. Aici este în a avea grijă. E un fel de a le da atenție, a le da atenție în continuu, iar voi nu vă dă nimeni atenție. Pentru că voi susțineți că sunteți foarte puternici, foarte tari, până când? Haideți să vedem, diavolul. Trei de cupe. Nu le va ajunge niciodată. Dacă veți munci 20 de ani în exterior, să știți că nu le va ajunge niciodată. Trei de bute. Va trebui să vă recâștigați echilibrul, să mergeți către succesul pe care voi tindeți să-l aveți. Mulți dintre voi, dacă într-adevăr mergeți în străinătate pentru a studia sau a alegeți ceva, pentru că aici văd că există și posibilitatea studiului online, este bine într-adevăr să călătoriți. Pentru că numai așa veți rezolva foarte multe probleme. Trei de spade. Da. Acum trei puncte e posibil, trei săptămâni, trei luni, poate ați avut o ofertă și ați fost dezamăgiți pentru că nu ați putut să faceți absolut nimic sau pur și simplu să vă schimbați viața. Ce îmi spune acest trei de... Ați pierdut foarte mulți bani. Haideți să vedem ce avem de la univers. Șasele acesta de monede, șapte de bute, regele de monede, din nou a venit. Este bine să vă sfătuiți cu persoana respectivă, pentru că este cineva care îi pasă foarte mult de voi și ar fi păcat să pierdeți persoana respectivă. Cavalerul de bute, șapte de cupe, patru de spade, pajul de bâte. Da, este bine să luați o decizie. Ah, bravo! Decizia respectivă este din nou legată de șase de cupe. Foarte multă emoție aici. Posibil ca persoana care intră în viața voastră sau a intrat în viața voastră este un suflet pereche cu care va trebui să pur și simplu să vă completați unul cu celălalt.
Și în momentul în care veți mai avea genul acesta de du-te vino, să știți că pur și simplu nu vă face din răutate, ci nu va mai da voie nimănui să vă rănească. Nimănui. Pentru că aici se văd unele lucruri care poate ați încercat voi să le ascundeți din respectul de sine sau respectul față de cei de acasă, dar vedeți, voi aici se află absolut totul și se știe absolut totul, iar pacea voastră interioară este legată de persoana respectivă. Încearcă să vă ajute. Și în plus, cu persoana respectivă e posibil pentru unii dintre voi să aveți un bărzic, și asta înseamnă că dacă ei au planuri serioase cu voi, viața voastră se va schimba total. Și numai așa, având o familie, se schimbă totul în viața ta. Nu e pentru că ți impune, nu. Nu mai dă voie la nimeni să te rănească. Foarte interesantă etalarea voastră. Haideți să vedem regele aici. Ce știm despre acest rege? Marea preoteasă. Avem din nou Marea preoteasă aici? Avem și aici Marea preoteasă. Asta înseamnă că voi pur și simplu v-ați întâlnit pentru că v-ați atras intuitiv. Nu a fost o întâmplare. Sub nicio formă nu a fost o întâmplare. Îndrăgostiții. Cartea gemenilor. Fie aveți ceva în harta voastră cu gemenii sau poate Venus în gemeni, dar fie este întâlnirea care trebuia să aibă loc. Și posibil, Marea preoteasă, posibil pentru unii dintre voi, ea întotdeauna are de-a face cu noaptea, posibil chiar online și îndrăgostiții gemeni, comunicare, prin a comunica seara târziu, online, ceva de genul acesta. Este ca și cum din greșeală, nu-i nimic din greșeală. Cinci de cupe. Da, erați, poate nu erați într-o situație prea plăcută, nefericiți și din nefericirea aceea a ieșit ceva fericit. Da, din nefericirea aceea a ieșit ceva fericit. Cinci de cupe și roata. S-a întors, trei de spade. Deci, posibil să vă fi întâlnit sau să vă întâlniți cu persoana respectivă după o dezamăgire dintr-o relație, o durere foarte puternică aici. Roata se învârte în schimb în favoarea voastră și vă arată că de fapt persoana respectivă a venit pentru a vă ameliora durerea și pentru a avea grijă de voi. Da. Șase de bute. Asta e. Să știți că până la urmă voi ați câștigat din asta pentru că Universul a venit de partea voastră. Îndrăgostiții, regina de spade și soarele. Wow! Și 10 de cupe. Doamne! Da. Ia uitați-vă voi aici, cavalerul de spade. Este ca și cum ați fugit de undeva. Ați fugit de undeva. Aveți o energie de foc. Este ca și cum ați alergat. Aveți cavalerul de spade, turnul și diavolul. Și 10 de spade. Ați fugit din fața la ceva la care a fost foarte periculos. Și ați știut. Dar Dumnezeu v-a apărat. Și 10-le acesta de cupe este, de fapt, v-a adus într-o liniște sufletească, undeva unde efectiv ați simțit că este protecție. Iar aici aveți regina de spade, ați decis să tăiați acea relație pentru că doriți un suflet pur, curat, soarele. Dar s-a făcut lumină. De ce? A trebuit
Până atunci să fiți în acel ceva pentru a se face lumină și pentru a vi se da acel ceva care merită. Pentru că până atunci e posibil ca nici persoana respectivă să nu fi fost liberă. Dar ați câștigat aici. Este o etalare extraordinar de frumoasă. Haideți să vedem ce avem din oracolul iubirii pentru voi. Ce avem din oracolul iubirii pentru voi? Pasiune. Bineînțeles. Pasiune și se merită așteptarea. Este exact timpul divin în care, într-adevăr, trebuia să apară persoana respectivă în viața voastră. Deci bucurați-vă de așa ceva. Iar aici, din Arhanghelul Mihail, romantismul, hâncerii romantismului te ajută enorm. Deci, e un fel de a chema sufletul pereche. Uitați-vă și voi cât de frumos e. Încerc să fac un zoom. Joaca aceea, curajul de a fi împreună cu cineva, de a nu vă sfii, de a face totul posibil și frumos cu persoana respectivă. Meritați, meritați. Și vedeți toate opțiunile pe care le aveți în viața voastră dacă doriți să schimbați într-adevăr ceva. Voi avea cu siguranță și una din cărțile mele, Fairies, care sunt favoritele mele. Vreau să văd pentru voi ce vă dăruiește universul și zânele bune. Uniune. Wow! Uniune, oameni buni. Deci, numărul 1. Asta înseamnă că veți avea o relație. Relația respectivă pur și simplu vă salvează viața. E un sceptru foarte frumos și luminos. Dumnezeu să vă aibă în pază. Și mergem la cel de-al doilea pachet. Haideți să vedem al doilea pachet. Ce avem din al doilea pachet? Ce trebuie să știm? Ce trebuie să știm? Pentru fiecare pachet va fi un titlu separat. Dacă vi se potrivește, accesați pachetul respectiv. Ce trebuie să știu? Asul de cupe. Nu iubire, 5 de cupe, 7 de bute, cavalerul de săbi, lumea. Wow! Este ceva total nou și în plus, ceea ce văd aici este că veți descoperi ceva. Cavalerul de cupe, 7 de monede, magicianul. Wow! Aici cred că le descoperiți niște secrete. Ceva se repetă. Ia uitați-vă și voi aici. Se repetă ceva și descoperiți niște secrete, dar în același moment este un fel de a vă activa
soarta. Este o activare pozitivă. Împărăteasa, pajul de cupe, cavalerul de bâte. Deci, în orice tip de atalare. Știu că nu este vorba acum numai despre cineva care a venit în cuplu aici sau singur, sau, dar întotdeauna vă spun, împărăteasa și pajul de cupe este mesajul sarcinei. Acum, cavalerul de bâte este un fel de a ți se confirma, să zicem, în momentul în care mergi la un doctor, pentru că nu ai idee. Pajul de monede și 5 de săbii, iar aici aveți un 3 de spade. Treiul acesta de spade, vreau să văd despre ce este vorba. Vom clarifica 3 de spade. Voi așeza puțin mai sus. Treiul de spade, eremitul, 9 de cupe. Deci, 3 de spade nu este al tău. 3 de spade este altcuiva care și-a dorit foarte mult să facă parte din viața ta. În momentul în care tu, acum, atenția ta, fie ești cu un copil, fie ești într-o relație și vei avea un copil, în momentul în care se întâmplă acest lucru, își dau seama că nu mai au ce căuta în relația ta. E un șoc. Eremitul și 9 de cupe este dorința ta să se schimbe ceva și cauți o soluție. Dar ce este frumos aici este că dai la o parte, pentru că ești cu spatele, nu contează ce semn este, în poziția în care voi sunteți aici, înseamnă că dați la o parte acea durere pentru că doriți ca visele voastre, ca dorințele voastre să înceapă să ia loc în viața voastră. Și mai ales pentru că aveți aici magicianul, roata și lumea. Deci am Mercur, Jupiter, Saturn, care îmi decid soarta, plus Venus. Este ceva extraordinar în etalarea aceasta. Oricare din voi alegeți această etalare. E un fel de descoperiți ceva la celălalt, deci cel care posibil să fie un ex pentru că aveți un 5 de spade și că a ieșit din viața voastră și că își doreau de fapt un nou început cu voi. Dar voi de fapt v-ați ales drumul. Iar aici este o nouă iubire și din start acea nouă iubire poate fi orice. Poate fi ceva creativ, ceva la care voi începeți, fie este un plan, fie este cu totul altceva, dar poate fi în același timp și ceva nou care veți participa, care veți face voi în viață acum. Ce vrea să-mi spună? Oh. Regina de spade, ați tăiat pentru a spune adevărul. Pisicuța aceasta a devenit un tigru. Ce vreau să-mi spună împărăteasa? Pentru cei care nu este valabilă sarcina și este, de fapt, abundență, finanțe. Venus vine cu finanțe întotdeauna. 4 de săbii. Justiția. Pentru mulți dintre voi, prin comunicare și prin comerț, veți face bani. Este ca și cum aveți nevoie de o pregătire
specială pentru ceva. Roata, un nou început, cu siguranță este un nou început și din nou avem nebunul. Deci pentru mulți dintre voi e o schimbare majoră în viața voastră. Nu uitați că nebunul este prima carte și ultima în același timp, pentru că este zero. După ce se termină 21, care de fapt este lumea. Vreau să clarific treiul acesta de spade, 10 de bâte, 4 de spade. Wow! Ați ieșit dintr-o relație în care pur și simplu încerca să vă țină sub piciorul lor, sub manipularea lor, sub puterea lor, ca o pasăre într-o colivie. Deci n-am văzut așa manipulare. Patru de spade. Ați plecat din acel ceva pentru că doreați liniște, pace. Da. Și liniștea copiilor. Wow. Ce trebuie să știți de acest împărat? Ce se va mai schimba? Sau ce trebuie să știți pentru a vă aștepta la orice? Pajul de cupe, regina de spade și trei de săbii. Și 7 de spade. Trebuie să știți că au încercat într-un fel sau altul, dacă aveți copii, să se, nu numai faptul să se apropie, să câștige ceva din asta, dar știu că deja ei au pierdut. Iar 7 la acesta de spade, știți foarte bine că oricât s-ar arăta la suprafață, ei de fapt nu se vor schimba. 7-le ăla de spade nu se schimbă. Și ei știu lucrul acesta. Și posibil să încerce să vă atragă prin prezența altcuiva. Poate fi un copil, poate fi un animal, poate fi orice, ceva care să manipuleze. Dar pentru că aici avem de două ori regina aceasta de spade, nu se poate face absolut nimic și nu poate să facă lucrul acesta. Dar va încerca. Regina de spade poate fi și mâna unui avocat, dar nu există nicio șansă. De ce? Pentru că regina de spade în același moment sunteți și voi. Este energia voastră. Și e un fel de a întoarce roata. În sfârșit, o întoarceți aici și prin comunicare, prin inteligență, vă dați seama că totul se va schimba în momentul în care vă dați seama că totul s-a schimbat, de fapt, în momentul în care voi ați plecat, pentru că eu vă văd plecați din această situație. Zece de spade. A fost în momentul în care nu ați mai rezistat. Ați fost pur și simplu îngenunchiați. Ce dorințe aveți? Oh, ce dorințe aveți? Aveți asul de cupe, exact cum ați început, și asul și regele de cupe. Să fiți fericiți. Asta este dorința voastră. Și asta va fi. Și asta va fi. Pajul de monede, eremitul. Eremitul, știți că este fecioara, dar poate fi ascendentul în soare în fecioară sau poate fi cineva care încearcă să găsească o soluție și care încearcă pe cât posibil să se reabiliteze. Iar pajul acesta de monede este în sfârșit un început nou și stabil. Are o bază. Patru de cupe.
îndrăgostiții. Posibil să vă schimbați un job. Roata. 6 de spade. Și 8 de cupe. V-a scos afară dintr-o situație toxică pentru a vă vindeca sufletul. Ce vă aduce magicianul? Magicianul. Ce vă aduce magicianul? 2 de monede. Și regele de monede. Voi vă auto-echilibrați. Și nebunul. Cu succes! Ce vi se oferă de la univers? Roata, Jupiter. Mult noroc! Oh! Doamne ajută! Doamne ajută, pentru că e o energie extraordinară. Doamne ajută. E perfect. Iar pentru unii dintre voi, poate chiar deveniți mămici, pentru că aveți luna, aveți succesul, 6 de bâte, iar pentru alții poate fi un nou început în care în sfârșit sunteți respectați, în sfârșit este recunoscută munca pe care o faceți. În sfârșit. Iar dacă ați plecat dintr-o relație toxică, chiar dacă persoana respectivă încearcă să vă caute și aveți aceste energii aici, să știți că, de fapt, ei acum recunosc că au pierdut ceva de o mare, mare valoare. Pentru că erați la rangul aici de împărăteasă, iar ei sunt la rangul de împărat. Dar un împărat care a încercat să manipuleze de foarte multe ori. Treiul acesta de spade, 7 de spade, 10 de bâte, nu este tocmai o energie a iubirii și a dragostei. Nu. Este o energie a judecății, este o energie a manipulării și mai ales manipulare cu pajul acesta de cupe. Haideți să mergem să vedem ce aveți din de la univers, din oracolul iubirii. Ce avem de la univers, din oracolul iubirii? Ce trebuie să știm acum? Ce trebuie să știm acum? Să lăsați controlul. Lăsați situația de la sine să curgă de la sine. Lăsați prietenii să vă ajute. Și este bine să vă cunoașteți unul cu celălalt, dacă într-adevăr a venit cineva în viața voastră. Haideți să vedem în ce măsură va veni cineva în viața voastră sau este cineva... Ups! Pentru unii dintre voi vă spune să vă deschideți sufletul, pentru că uneori sufletul pereche diferă de ceea ce te aștepți, fie ca imagine, caracter, deci nu faceți o listă maximă a perfecțiunii, pentru că Dumnezeu ne oferă de ce avem nevoie. Și haideți să vedem ce ne oferă. Întrebarea este ce vă oferă. Haideți să vedem ce vă oferă. O singură carte. Îngerilor, vreau o singură carte. Ce vi se oferă? Vi se oferă totul. Asta este timpul divin în care acum trebuie să vină acel ceva care ați așteptat. Perfect. Ce vrea să ne spună Arhanghelul Mihail sau, mai bine zis, ce sfat ne dă? Ce sfat ne dă Arhanghelul Mihail? Cred că nu aș vedea ca pe o vindecare neapărat, dar cred că o văd prin muncă voi
Deci nu neapărat munca de a te vindeca. Prin muncă voi vă detașați de ceva și încercați să vă vindecați de orice, pentru că aveți integritatea voastră, aveți respectul față de sine. Crede și ai încredere pentru că totul va fi bine. Pentru că asta îți spune. Și este bine să ceri Arhanghelului Mihail să te ajute să ai putere, să ai curaj și încredere în tine. Pentru că îți va da. Care este surpriza care vine de la îngeri? Foarte... încă o, da. A, nu vreau să aud comentariile de ce a fost cu ou și cu... Vreau pur și simplu să vă bucurați. Vreau să zâmbiți, pentru că este una dintre cele mai frumoase combinații pe care le puteți avea de la Arhanghelul Mihail. Prima, fiți foarte atenți la visele voastre, pentru că aici, cu siguranță, poate înainte de a dormi, aveți situația respectivă în minte și veți avea vise care vor fi atât de reale încât nu veți putea face diferența dacă este viziune sau vis. Dacă nu știți să-l tălmăciți, stați, meditați. Nu căutați în Google sau în altă parte. Nu. Căutați un reper din ceva. Credeți în acel ceva și încercați să mergeți înainte. Foarte multă lume se trezește și e posibil să uite visul respectiv. Vă liniștiți și încercați cu al treilea prin glanda pineală să vă gândiți la ceea ce a fost în vis și foarte simplu, fiind liniște, vă puneți o muzică, poate ceva care este balsamul inimii și încercați să mergeți înapoi. E un fel de, noi îi spunem, în meditația respectivă, îi spunem să întoarcem ochii pe interior. Este ca și cum te-ai uita în spate, ca și cum ai da ochii pe spate, cu ochii închiși, bineînțeles. Și încerci să mergi înapoi în visul, în viziunea respectivă, pentru a-ți da seama, de fapt, care a fost mesajul. Chiar dacă a fost acum 2-3 zile, același lucru îl faceți. Dacă ați simțit un miros specific, luați mirosul acela specific, poate este un ulei, poate este ceva. Dacă îl puneți exact sub nările nasului, imediat puteți să intrați în transă. Dar să fie liniște sau să fie ceva la care vă ajută să mergeți să mergeți înapoi. Poate chiar ați făcut o meditație și a venit acel lucru. Refaceți acel ceva și folosiți, dacă meditația respectivă ați folosit un cristal, știu eu, ceva care a mirosit frumos, un fum special, folosiți același pentru că vă va ajuta să reveniți, să vedeți claritatea. Cereți, vreau claritate. Și după ce aveți visurile, dar combinația respectivă, aici aveți a favorable outcome. Deci un rezultat extraordinar, perfect. Și este corect pentru toată lumea. Dar asta este numai când ai încredere în tine și în ceea ce vrei cu adevărat. Dumnezeu întotdeauna este cu noi. Dacă noi îi rostim numele. Și amator celor care fie ascultați o mantră, fie vă place ceva divin, ceva, nu știu, de pe YouTube, de unde vreți voi. Fie o faceți download, o puneți pe computer, pe telefon. Atunci când nu ascultați absolut nimic pentru a intra energia aceea curată, pură, lăsați-o să cânte. Fie că nu faceți nimic, fie că sunteți în bucătărie,
A, și apropo de asta, nu știu de ce vă spun acum, dar momentul în care gătiți, nu discutați despre nimeni și nu faceți nicio afirmație rea, pentru că mâncarea respectivă pur și simplu îi dați toată energia negativă și în momentul în care toată lumea mănâncă din mâncarea respectivă, se va simți exact așa cum ai fost tu și ai vorbit de rău, de cutărică sau de nervii pe care ai avut. Mai bine nu găti. Mai bine mănâncă o bucată de pâine. Și este stilul acela. În momentul în care mergi undeva, luna, mi-aduce aminte de mâncare. Dumnezeu să binecuvinteze șeful, bucătarul. Niciodată nu știi cine este șeful respectiv sau ce se întâmplă în viața lui. Haideți. Ia să vedem acum ce avem aici de la fairies. Zânele. Ce vă oferă zânele? De acolo de unde ați ieșit, de undeva dintr-o nebulă, acum vedem ce se va întâmpla de fapt pentru voi și ce vă oferă natura. Ce vă oferă natura? The Lady of the Harvest. Atunci când știi cu adevărat cum să semeni, este normal că vei aduce toată bunăstarea către tine. Bondac, asta îți spune. Pondion Bodac îți spune să fii foarte atent și să încerci pe cât posibil să acționezi imediat dacă dorești neapărat o schimbare. Dar imediat. Cu cap și inteligent. The Green Woman. Vorbeam de natură și a venit The Green Woman. Serios? Pentru că aici ți se oferă ceva. E un cadou. Deci, fiți foarte atenți aici când aveți de luat ceva, iar aici vi se oferă, pentru că există foarte multe posibilități, dar aici când nu acționezi imediat, este un fel de a fi șantajat de altcineva. Deci, aveți mare grijă unde vă țineți banii, economiile și ce faceți. Pentru că vrea să vă spună că energia pe care voi trebuie să aveți grijă în primul rând de voi și îți oferă absolut tot ce ceri. Dar fii atent la energia acestui bondac. Acționează imediat pentru a nu fi șantajat, pentru a nu fi furat. Last of the shadows. Wow! Foarte frumos! Și unitate, cred că a fost și la prima etalare, unitate, dar e extraordinar. De ce? Aici este, de fapt, vindecarea respectivă pe care o avem și aici. Este ajutorul care îți vine, este respectul de sine, este încrederea de sine, încearcă să te inspire practic, încearcă să înțelegi că tot ce ai pierdut până acum este de fapt deschis și ți se oferă mult mai mult și că este bine să ai încredere și să speri în ceva mai bun. Deci, de fapt, îți aduce tot ajutorul respectiv. Și în momentul în care aceasta este unitate, ia uitați-vă voi ce aveți aici. Se sfârșește ceva. Aici se sfârșește ceva. Este un sfârșit natural. Iar aici este conexiunea. Deci, în momentul în care vi se oferă ceva și o conexiune cu o anumită persoană în viața voastră, trebuie să se sfârșească în mod natural altceva. Nu puteți fi pe două drumuri. Trebuie să alegeți, cum e cartea îndrăgostiților, o decizie. Și în momentul în care voi nu ați luat decizia respectivă sau pur și simplu încă mai există mesaje și mai ales cu acest bon, poate mesaje care de fapt nu vă dați seama, dar se folosesc de acea informație, ceva la care
chiar dacă a fost toxic, încă mai stagnați undeva și nu s-a oprit acel ceva, ei bine, aici se sfârșește și unitatea respectivă este cu cineva care, într-adevăr, vă oferă necondiționat. Și în momentul în care voi aveți timp pentru cineva care nu a avut niciodată o mângâiere, iubire și vi se oferă necondiționat vouă, atunci vi se oferă acest lucru de la Univers. Și este un nou început. Extraordinar de frumos. Este ca și cum ai câștiga acest sceptru. Mi-aduce aminte de... să nu râdeți, dar mi-aduce aminte de Tinkerbell în căutarea unei comori. Treasure. Când trebuie să facă, să construiască sceptrul lunii, cu piatra lunii. Ne întoarcem la copilărie. Dar semnificația este aici și tot filmul respectiv, că nu este de vorbă, nu este de fapt sceptrul. Ce nu poți să pierzi și ce îți dorești cel mai mult? Să ai prieteni. Să ai prieten lângă tine. Un prieten bun face mai mult decât orice. Deci nu este vorba despre o avere. Nu. Este vorba despre tine, despre respectul de sine și despre cineva care te susține. Fie că acea persoană este cel mai bun prieten, fie că acea persoană este singura persoană care te înțelege și care e posibil să fie viitorul tău până la adânci bătrânețe. De ce? Pentru că numai persoana respectivă te înțelege și este alături de tine necondiționat. Și mergem la cea de-a treia. Și haideți să vedem cel de-al treilea pachet. Ce avem aici? Visele voastre, dorințele voastre. Wow, un început perfect! Haideți să vedem ce vă doriți atât de mult. Cine își dorește și cum își dorește? Asul? Nu asul, avem regele de spade și șapte de spade. Oh! Unii dintre voi poate ați treceți printr-un divorț. Sau ați trecut prin ceva dureros. Posibil acest rege și șapte de spade să fi pierdut legal ceva. Și un fel de acest nouă de cupe de fapt ajunge la senzația de nu mai pasă de nimic. Deci efectiv nu mai vreau să mai știu absolut de nimic. Și ce avem aici? Avem 9 de bute, regina de spade, wow! Deci tot ce a fost aici în fața voastră, obstacolele care au fost puse, a trebuit să se întâmple pentru a învăța ambii din această lecție, dar vedeți voi aici, aveți asul de cupe. Pentru unii dintre voi înseamnă că veți întâlni the one, pe acel cineva, și asta va fi acum în primăvară. Aveți deja florile de la cireș. Turnul! Oh! Deci, sudden, spontan, ceva se întâmplă aici. Trei de monede. Echilibru. Magicianul. Ceva se întâmplă aici. Știți cum simt aici energia respectivă? Este momentul în care voi erați foarte nefericiți sau ceva s-a întâmplat într-o relație din trecut, poate nu a mers absolut deloc și au fost foarte multe obstacole, genul acesta. Deodată, acolo unde aveați impresia că cealaltă persoană nu va lua decizia sau va fi, nu v-ați așteptat și persoana respectivă a luat decizia să plece.
Și este un fel de a veni și de a vă întoarce, cum e posibil așa ceva sau se poate să... Până acum mi-a pus toate piedicile respective, nu a vrut, nu s-a întâmplat absolut nimic și acum deodată... Dar se întâmplă ceva care pur și simplu se răstoarnă situația. Da, se răstoarnă situația pentru că intră cineva în viața persoanei respective. Și aveți și trei de monede. Și asta înseamnă o a treia persoană în relație. Și un nou început. Fie este în relația voastră, fie în relația persoanei celelalte. De ce? Pentru că aveți un nou început și aveți șase de monede. Nu plecați de fericire, plecați din nefericire, din nemulțumire. Cineva nu dă atât cât ar trebui sau, mai bine zis, nici nu are, nu își dă silința, să zicem, și nicio responsabilitate. Iar aici aveți Arhanghelul Mihail, care de fapt este și cartea săgetătorului și echilibru, iar aici vă spune magicianul că puteți să schimbați totul dacă într-adevăr comunicați și încercați să tăiați, cum s-ar zice, să curățați într-un fel, să faceți curățenie în viața voastră, pentru că regina asta face, special regina de spade. Trei de spade, cinci de bute. Da, veți avea mici altercații aici, dar vedeți voi, este spre binele vostru. Trădarea respectivă este de fapt spre binele vostru. Știu, nu este bine văzut, dar se termină ceva, de aceea se termină ceva. Aveți aici moartea și asta înseamnă că ceva care a fost ținut secret, ceva care trebuia să se afle, acum s-a aflat. Și posibil să se afle chiar dacă nu este acum în prezent cu persoana respectivă, dar o aflați. Îmi dă senzația iarăși a secretelor. Cartea Scorpionului, unul dintre cei mai buni detectivi. Da, Pajul de Cupe. Poate dintr-o prostie, pentru că aici aveți Pajul de Cupe și asta înseamnă un mesaj emoțional. Și am senzația că nu vă vine să credeți sau nici măcar nu vă dați seama. De ce? Pentru că există o relație între voi în care, într-adevăr, sunteți în echilibru. Dar niște evenimente spontane vă scoate, de fapt, la suprafață ceva care trebuia să iasă. Dacă nu este o relație, este pur și simplu, poate, dezamăgirea față de o anumită persoană. Poate fi cel mai bun, cea mai bună prietenă. Și în mod natural se încheie ceva. Dar nebunul aici îmi spune că poate fi cel mai bun prieten, dar poate fi de fapt și ceva care trebuia de mult să se încheie și să înceapă ceva nou în care integritatea, respectul de sine trebuie să fie aici, șase de monede. Plus, e posibil pentru unii dintre voi să luați o primă. Sau să fiți propuși pentru așa ceva. Pentru că munciți, inteligența ar spune cuvântul și felul de a comunica. Haideți să vedem turnul și vom clarifica turnul. Șase de bute. Vedeți, evenimentele respective, de fapt, aduc victorie. Aici o carte. Da. Vedeți, acest cavaler de bute este cineva care, de fapt, îi place să-și petreacă timpul și nimic mai mult. Iar aici aveți un șase de bute, victoria este a voastră în urma unor evenimente care au loc. Haideți să vedem ce vrea să ne spună moartea și trei de spade. Împăratul. Pentru unii dintre voi poate fi schimbarea unui job, pentru că salariul era mai mic. Diavolul v-a ținut pe loc, posibil cu niște acte sau ceva care pur și simplu v-a manipulat pentru că aveți luna. Iar dacă este o relație intimă, persoana respectivă i-a plăcut întotdeauna să preia conducerea și
a avut o energie de manipulare care pur și simplu voi nu vă explicați, pentru că sunteți foarte puternici și este ca și cum v-ați pierdut în fața acelei energii. 9 de monede, șantajați. Șantajați. Fiți foarte atenți pentru că persoana respectivă încearcă să ia din averea voastră, din economiile voastre. Doamne, vi se face dreptate. Justiția, turnul și 6 de bute. Vi se face dreptate. Ia să vedem. Cum vi se face dreptate? Păi cum vi se face dreptate? Ia uitați. Este exact acest cavaler de bute și steaua. Steaua este cartea vărsătorului și vărsătorul este guvernat de Saturn. Deci, ăla este adevăratul judecător. Și în momentul în care aveți de-a face cu cineva care nu a muncit, care nu a avut responsabilități, care nu a dat prea mult, dar vine acum să ceară pentru că sunteți într-o relație sau poate chiar la locul de muncă ați fost pur și simplu pus într-o situație în care toată lumea s-a folosit de voi, dar voi nu ați fost cei care ați cerut, ei bine, acum vi se face, prin răsturnarea aceasta de situație, vi se face dreptate. Și veți lua acest 9 de monede. Pentru unii poate fi chiar plecarea din locul de muncă. Nu plecați din acel loc de muncă decât dacă vi se dă această recompensă de 9 de monede. Bravo! Nu plecați din așa ceva, pentru că asta va fi. Și ăsta este norocul vostru. Jupiter vă ajută, iar aici aveți un 8 de bute. Și asta înseamnă o veste bună pe care voi o așteptați. Deci nu vă lăsați duși de ceva. Fiți atenți foarte clar dacă vi se cere un e-mail, dacă vi se cere pur și simplu că nu mai puteți lucra într-un loc anume, întotdeauna acel loc, acea justificare să fie completă. Fiți foarte atenți ce scrieți, pentru că aveți magicianul Mercur. Aveți 8 de bute, aveți 2 de bute pentru că nu știți exact cum trebuie să le scrieți, dar 2 cu 8, 10, 1 pentru un nou început, iar Jupiter este numărul 3 și este și expansiune, noroc. În primul rând este noroc. Vi se oferă acel lucru pentru că aveți un mare noroc și știți cum să comunicați. Să zicem că nu știu de ce, dar asta îmi vine. Din cauza unei perioade în care ați fost bolnavi, nu mai există postul respectiv și vi se recompensează pentru a pleca de la acel loc de muncă. Dar vi se cere în scris să le spuneți pe e-mail de ce nu mai puteți fi în locul respectiv sau de ce nu mai puteți munci acolo. Din motive de sănătate. Deci asta îmi vine, pentru că am aici diavolul și luna. Cineva încearcă să tragă niște sfori pentru a vă manipula. Și îmi vine în continuu optul acela, optul acela. Deci fiți foarte atenți, ceva se întâmplă, pentru că așa trebuie să se întâmple, dar în același moment este o lecție pentru voi, pentru a profita. Persoana respectivă nu sunteți primul, prima sau ultima la ceea ce a făcut. Fiți foarte atenți. Iar dacă într-adevăr este cineva din viața voastră, fiți foarte atenți, protejați-vă. Ce trebuie să mai știu aici de cavalerul de bute și steaua? Să fiți puternici. Să fiți voi leul din voi. Vreau să înțelegeți ceva. Cât de slabi puteți fi și emoționali. În momentul în care sunteți mama leoaică și vine cineva pur și simplu să atace puiul tău. Ce vei face? Îl mănânci. Asta vă cere vouă aici. Să vă apărați.
Nu vă apărați numai interesele, vă apărați integritatea, respectul de sine. Și faceți planuri. Pentru că veți vedea că toate lucrurile merg de la sine atunci când vă organizați. Ce își dorește acest cavaler de bute? Acest cavaler de bute își dorește să aibă un nou început, să ia o nouă direcție în viață, să exceleze în ceva, dar este numai informația respectivă. Pentru că ei asta și-au dorit de la bun început. Atunci când vor vedea că nu pot să beneficieze de la voi ceva, vi se propune altceva. O să vă dea altă soluție. Nu acceptați. Voi, când vi se schimbă totul, 7 de spade și regele de monede. Exact salvați de clopoțel. 7-le de spade aici este o energie bună. De ce? Este felul în care tu trebuie să te muți. E un fel de... mișcarea pe care o faci trebuie să fie o mișcare foarte rapidă pentru a nu fi prins. Judecata, 5 de monede, 4 de spade și un nou început. Foarte frumoasă etalarea voastră. Acest nou început este pentru că se face, este un fel de a se face dreptate în ceva. Haideți să vedem ce avem din oracolul iubirii. Factori religioși. Posibil să fie total diferit de cultura ta și acest lucru poate nu văd din partea persoanei respective, pentru că întotdeauna free yourself. Deci vi se spune în continuu să vă eliberați din acest ceva. Este exact energia acestui împărat cu diavolul. Wow! Fii optimist în viața ta. Este bine să vă cunoașteți cu cineva nou, pentru că văd că este ceva nou aici. Acel as care vine. Ce vi se oferă? În momentul în care voi decideți să pur și simplu să vă liniștiți, să mergeți într-o vacanță, în momentul acela se schimbă ceva în viața voastră. Da, vedeți, aveți de vindecat ceva în familie. Vreau să văd dacă universul vă oferă dorința pe care o aveți de la bun început. Finanțe și carieră pentru mulți dintre voi. Finanțe și carieră și vedeți, vă spune că cineva poartă o mască falsă. Și în momentul în care voi depistați acest lucru și deveniți această energie a reginei, nu contează că este feminin, masculin, în tarot, nu există gen, atunci vine sufletul pereche în viața voastră. Pentru că atunci decideți, de fapt, să puneți capăt. Care este sfatul de la Arhanghelul Mihail? Ce sfat aveți de la Arhanghelul Mihail? Deci, sincer, nu știu dacă pe fundal se aude un cățeluș afară care pur și simplu nu tace. Ops, avem două cărți. Iubire eternă. Deci, voi întâlniți persoana visurilor voastre. Și e posibil să fie din altă cultură, de altă religie, total diferit. Vă eliberați de ceva, aveți integritatea de sine, ceva la care poate nu ați fost siguri sau poate v-a fost teamă. Dar s-au întâmplat multe lucruri în viața voastră pentru a vă schimba felul de a fi și divinitatea, sub orice nume doriți voi, a venit
pur și simplu să vă aducă sufletul pereche și iubirea eternă. Wow! Atunci când vă gândeați mai mult la carieră și la genul acesta de energie, de fapt, v-a adus în același timp iubirea eternă. Abia acum simțiți că primiți și dați în aceeași măsură iubire. De fapt, veți fi foarte atașați. Ce aveți de la natură? Singer of Initiation. Doamne! Sincer, voi, deci cei din al treilea pachet, vă găsiți, de fapt, perechea la care ați visat. Vă găsiți pur și simplu perechea. Ăsta este triumful. Este triumful a câștiga victoria cu tine, prin tine. Este un fel de a da jos toate obstacolele, zidurile, absolut tot. Este succes. Și în primul rând este succes prin puterea, prin folosirea propriilor tale puteri. Ajungi la un nivel sus și de o etică superioară. Pentru că din start pentru mine este self-respect, respectul de sine. Iar acum este pur și simplu, această ușă este deschisă pentru tine, pentru a merge mai departe. Wow! Este fantastic de frumoasă etalarea. The feline și ectasis. Wow! The feline îți spune să termin lucrurile neterminate, să fii foarte atent pentru că cineva pur și simplu stă acolo după colț să vadă ce faci. Iar aici, când am de-a face cu extazul respectiv și mai ales în doi, asta înseamnă bucurie, motivație. Este uniunea respectivă. Unu este uniune și doi este de fapt extazul acela în care chiar dacă poate atenția noastră este în altă parte, poți să captezi un cântec de dragoste, ceva care este atât de adânc în sufletul tău și atmosfera care vine în jurul tău. Totul este legat de noi, de energia noastră. Tăiați ce nu vă mai doriți în viața voastră, dați afară, faceți curățenie, pentru că aici vine sufletul pereche și trebuie să fiți pregătiți, puri, curați. Nimeni nu are nevoie să asculte de plânsetele noastre, de ce ne doare. Da, va fi lângă noi persoana respectivă, dar e altceva să glumești în fiecare zi, să faci glume, să fii copilul din tine și altceva este să discuți de persoana cu care tocmai ai terminat sau ai fost într-o relație și încă nu te-ai vindecat, pentru că simțind durerea respectivă vei spune ce se întâmplă, ce este și cum a fost și. Și un fel de a bate pasul pe loc. De ce? Pentru că trebuie să fii fericită, fericit. S-a întâmplat, a fost, nimeni nu vrea să știe mai mult de atât. Nu faci niciun tip de comparație și mergi înainte, pentru că asta este aici. Dar termină-ți tu problemele tale. Termină-le. Fie că sunt documente, fie că este o relație, pune punct la ceva pentru ca să-ți spune. Pentru a ajunge la extazul respectiv, pentru a ajunge la ceva frumos, înseamnă că trebuie să mergi înainte. Să ai curajul. Și triumful respectiv este datorită ție și puterii tale. Vezi? Walkman. Și Tinkerbell, vorbeam de Tinkerbell înainte. Veți străluci
prin calitățile pe care le aveți. Fii înțeleptul din tine sau, dacă nu găsești pe cineva înțelept, caută-l numai și numai pentru a vorbi cu persoana respectivă. Dacă nu, vă luați-o cu cuvea. Că același lucru va fi. Va răspunde la toate întrebările pe care le veți pune. Numai bine, la revedere, vă iubesc enorm și ne auzim!